În 2018, structurile operative ale jandarmeriei maramureșene și-au direcționat efortul pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, prevenirea criminalității stradale, vizând creșterea performanței structurilor operative în îndeplinirea misiunilor de ordine și siguranță publică. Pentru asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfășurării unor manifestări și adunări cu public numeros în perioada de referință au fost executate 580 de misiuni, cu 55 mai mult decât în 2017, din care un număr de 153 au fost avizate, un procentaj de 26%. Aici trebuie menționat că sunt manifestări publice care nu sunt supuse autorizării, declarării și avizării, dar din păcate sunt și manifestări publice care nu au fost nu s-a solicitat avizarea și nu s-a făcut declararea lor, un lucru regretabil, și pentru aceasta noi vom încerca să-i conștientizăm pe organizatori, prezentându-le consecințele negative pe care le poate avea o astfel de atitudine, dar și luând măsurile legale împotriva acestora. Asigurarea unei reacții imediate și oportune în situații deosebite a constituit o prioritate pentru noi, în acest sens fiind executate 94 de acțiuni de restabilire a ordinii publice, constând în 14 intervenții pentru aplanarea unor conflicte, 65 de intervenții la alte solicitări și 15 intervenții pentru salvare și evacuare. Un număr relativ de misiuni de restabilire a ordinii publice, și considerăm că principalul factor este gradul de conștientizare de către cetățenii județului nostru vis-a-vis de importanța respectării legii. Practic, ne dorim să acest număr să meargă spre zero, să folosim cât mai puțin forța. În ceea ce privește menținerea ordinii publice, jandarmii maramureșeni au sprijinit și pe polițiști, alături de care au intervenit la aproape 4.000 de misiuni. Posturile de jandarmi montane au executat 1.394 de misiuni specifice de menținere a ordinii publice, însumând 1.346 de patrule de jandarmi în stațiunile montane Borșa, Șuior, Mogoșa, Cavnic și Valea Vaserului. A desfășurat activități de informare și îndrumare a turiștilor, de prevenire a producerii accidentelor pe traseele turistice adiacente și în zona locurilor de agrement, dar și 15 participări la acțiuni de salvare, ocazie cu care au fost evacuate sau salvate 54 de persoane care au suferit accidente ori s-au aflat în dificultate în zonele montane.